Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție în Lumina Adevărului. Astăzi ne vom cantona în zona fiscală a modificărilor fiscale care vor avea loc de la începutul anului și, bineînțeles, înainte de asta vom vorbi despre obligațiile pe care le au firmele la acest final de an 2023. Pentru asta am invitat în studioul Info HD pe doamna Maria Mornea, președinte CECAR, filiala Hunedoara. Bine ați revenit, doamna președinte! Bine v-am găsit și bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru invitație! Cu drag! Haideți să vedem care e luna decembrie. De obicei, în luna asta trebuie să facem niște lucruri. Da, luna asta facem lucrurile un pic mai repede. Adică declarațiile fiscale, termenul lor nu este 25 decembrie, așa cum este în lunile normale, ci este mai repede, în 20-21 decembrie vor trebui depuse toate declarațiile fiscale. Asta ține în cont de sărbători, nu? Da. Aceste probleme sunt cele obișnuite în la fiecare sfârșit de lună. Probleme deosebite sunt cele referitoare la faptul că începând cu 1 noiembrie 2023 s-au stabilit salarii minime pentru agricultură și pentru construcții, separate de salariul minim care a fost stabilit de la 1 octombrie pentru restul entităților. Și în plus, atenție, cei care aveți personal angajat la salariu minim, cu salariu minim pe economie pe o perioadă mai mare de 2 ani de zile, va trebui să majorați aceste salarii, pentru că există acea prevedere în lege că nu poți să fii angajat pe o perioadă mai mare de 2 ani de zile cu salariu minim pe economie. Ce înseamnă asta? Peste salariu minim pe economie. Deci acum e 3300 brutul. Un leu. Brutul, da. Discutăm de brut pentru că salariul minim pe economie se stabilește prin hotărâre de guvern la salariul brut, fără salariul brut de încadrare, pentru că la acel salariu brut de încadrare există entități care plătesc și diferite sporuri, spor de vechime, spor de noapte, spor de, da? Deci se pornește de la salariul minim pe economie plus celelalte sporuri. Și sigur că începând cu 1 noiembrie mai avem celălalt aspect referitor la faptul că lucrătorii din agricultură și industria alimentară și din construcții care depășesc venitul brut 10.000 de lei nu mai au acele facilități pe care le-au avut până la 1 noiembrie. Da, s-a puteau aștepta până la 1 ianuarie cu lucrurile astea. Nu, pentru că legea 296 a intrat în vigoare începând cu data, deci în octombrie. Dar pentru că la data respectivă nu a fost stabilit salariul minim pe economie și pentru aceste două sectoare, acea prevedere legată de legea 296 referitoare la încadrarea cu salariul minim nu s-a aplicat pentru agricultură și pentru construcții, sectorul de construcții. Deci numai pentru celelalte entități economice. Deci cele care au avut activitate desfășurată în alte sectoare de activitate. Bun, asta vorbim despre salarii, da? Da. Alte lucruri? Deci, începând de la 1 noiembrie, acesta este aspectul. Acum, celelalte probleme de care trebuie să se țină cont este faptul că în această lună avem și oarecum Moș Crăciun, da? Și conform codului fiscal, angajatorii pot să acorde, deci precizez, pot să acorde premii în bani sau în natură pentru copiii salariaților în limita 300 de lei neimpozabil. Deci toți angajatorii pot să acorde. Și privat și... deci toată lumea pot să acorde. Da. Deci au dreptul să salariații nu vor plăti pentru el, pentru aceste sume, nici contribuții și nici impozite suplimentare. Atenție, în același lucru îl discutăm despre de la 1 noiembrie, despre tichetele de masă care intră în baza de calcul inclusiv la contribuția de sănătate.
Deci, sunt câteva modificări pe care, practic, legea 296 a adus-o referitor la taxarea muncii, da? Pentru că despre ea discutăm. Oricum, era destul de mare, acum este un pic și mai mare și începând cu data de 1 ianuarie va fi și mai mare. În special taxarea activității, rezultatelor obținute de către persoanele fizice din activități independente, care clar, începând cu această dată, vor avea o taxare destul de mare în ceea ce înseamnă sănătatea. Sigur că este practic un nonsens toate aceste taxe plătite pentru contribuția la sănătate. Dar așa zice codul fiscal și așa trebuie să facem. De exemplu, dacă sunt salariat și plătesc asigurări sociale și am activitate independentă, nu mă obligă legea, dacă nu realizez 6 salarii minime pe economie, să plătesc la nivelul a 6 salarii minime pe economie. Dacă sunt angajată și am achitat acele 6 salarii minime pe economie. Da, persoana care este angajată într-o întreprindere... Așa și desfășoară și o activitate independentă. Da. Atunci plătește la nivelul celor 6 salarii minime pe economie. Plătește practic de la 0 lei această contribuție la sănătate și până la 60 de salarii minime pe economie. E limita maximă. Asta chiar dacă plătești odată ca salariat. Nu contează. Deci veniturile realizate din activități independente. Deci venitul net realizat din activități independente. Facilitatea este că de data aceasta contribuția pentru sănătate se deduce la calculul impozitului pe venit. Deci dacă am 200 de mii de lei venit net realizat, da? Am dreptul, salariul zicem că este 3300, deci de la data de 1 ianuarie probabil salariul minim pe economie se va modifica, ținând cont de rata inflației și de toate celelalte. Deci, pornind de la salariul minim pe economie de 3300, deci 60 de salarii minime pe economie sunt 198 de mii de lei, da? Deci voi fi obligat să plătesc 10% la 198.000, nu la 200.000, da? Asta înseamnă 19.800, da? Din 200.000 mi se va deduce cei 19.800 și voi plăti impozitul numai la ce rămâne, adică la 180 și... Impozitul pe sănătate. Nu. Sănătate o plătesc la 198.800. Impozitul pe venit. Impozitul pe venit. Da. Nu discutăm de CASE-ul. CASE-ul a rămas în limitele 6, deci 12-24 de salarii minime pe economie. Discutăm strict de contribuția pentru sănătate. Deci, voi fi obligat să plătesc în afară de deci la 198.000. Până acum, înainte de aplicarea legii 296, eram obligat să plătesc la 24 de salarii minime pe economie. Acum, acest plafon de 24 de salarii minime pe economie, plafon maxim, se aplică pentru veniturile din dividende, veniturile din arendă și alte venituri care nu sunt stabilite în sistem real. Deci sunt câteva din investiții, din alte sume care sunt, nu o să le înșir acum pe toate. Deci rămâne plaja valorică de 6, 12, 24 de salarii minime pentru calculul contribuției la sănătate pentru aceste venituri. Pentru veniturile din activități independente, plaja este 60 de salarii minime pe economie. Deci aceasta începând cu data de 1 ianuarie 2020 și 4. Bun, ca să înțelegem ce se schimbă concret. Până acum se plătea la 18.000 de lei? Se plătea la 6 salarii minime, da, pe economie. Plaja maximă era 24 de salarii minime pe economie. Și obligatoriu aveam obligația să plătesc la 6 salarii minime pe economie.
indiferent ce și cum, deci dacă realizam această, acest venit. Acum, indiferent de cât realizez, voi datora sănătate la cât realizez. Bun, asta am înțeles, dar înainte, hai ca să... Deci înainte era obligatoriu să plătesc... Da, haideți să vorbim nu în salarii, ci în sume. De exemplu, da. Deci, hai să zicem da. 3.000 ca să fie mai simplu. Așa. Da? Deci la 18.000 de lei, dacă realizam între 18 și 24.000, adică între 6 salarii și 12 okay. salarii, da? Plăteam 1.800 de lei, adică la 18.000. Așa. Peste 18.000. Peste 18.000 până la 24. Așa. De la 24 am înțeles. Merge, până la 72.000, da. Adică 24 de salarii da. Minime, plăteam 2.400. Și ce depășea 72.000, plăteam 7.200. Da. Deci nu mai aveam aceste obligații. Acum am obligația... M-a interesat să, ca să înțelegem, să fie simplu, da. Până la 18.000 ce se întâmplă, ce s-a plătesc, întâmplat și ce se plătesc, întâmplă. Plătesc, dacă am 10.000, plătesc la 10.000. Bun, deci pe lângă, plăteam înainte până la 18.000, plăteam... Nimic. Nimic. Da. Acum, așa. Dacă am 10.000, plătesc 10.000. Dacă am 20.000, plătesc 2.000. Am înțeles. Deci propoziția asta apare în plus la exact. Acest plafon de 18.000, apare sănătatea asta pe care, care se plătește de la zero. De la zero. Aha. Și la cât se realizează și nu mai este stabilit decât plafonul maxim, adică de 60 de salarii minime pe economie. Am înțeles. Am înțeles. Bun. Încă un impozit în plus. Păi... Doamne, dă să fie folosit cum trebuie. Asta să fie direcționat spre ce trebuie. Bun. Asta greu vom afla. Deci, acestea ar fi oarecum noutățile care sunt aplicabile referitor la persoanele fizice, da? La salariați sau la cei care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor și din activități independente. Acum, tot de la 1 ianuarie, și, adică nu de la 1 ianuarie, practic începând cu luna noiembrie, cei care lucrează în IT, în agricultură, și industria alimentară și construcții au dreptul la deducere, adică la facilitățile acordate până la acel salariu brut de 10.000 de lei, au dreptul la facilități într-un singur loc de muncă. Aha. Și pentru a obține aceste facilități au obligația să depună o declarație pe proprie răspundere că acela este locul de muncă. Unde? La, la angajator. Ah. La angajator. Aha. Și atunci angajatorul îi acordă facilitățile. Deci, în momentul în care se vor face declarații, se face declarația 112, se va, dacă are și alte locuri de muncă și deci nu va fi niciun fel de problemă, dar pentru celelalte locuri de muncă nu va putea beneficia de facilități, chiar dacă sumele care le încasează brut sunt sub 10.000 de lei. Deci asta este al doilea aspect de care trebuie ținut cont. Adică acolo plătește dările normale. Normale ca, da. Și, ca și orice alt angajat. Am deci, acestea în mare sunt problemele legate de impozitarea și de modul în care se aplică această lege 296 începând cu 1 noiembrie 2023. Sigur, mai avem partea cealaltă care a fost aplicabilă începând cu 15 zile de la data publicării monitor oficial, adică din 19 noiembrie, cea legată de plafonul de casă, despre care am discutat, da, și data trecută. Da. S-a dat înapoi partea de plăți, de încasări și plăți. Deci nu mai sunt până la 2.500, 5.000. Da, adică da? Pragurile s-au, au rămas la fel. Au da. Rămas la fel. Da. Singura problemă care n-a rămas la fel este cea legată de faptul că administratorul sau asociatul din firmă nu mai poate să facă tranzacții cu firma lui decât prin instrumente bancare. Adică de ridicări de numerar, de aport în numerar, deci nu pot să facă decât prin instrumente bancare. Sigur, nu același lucru se impune referitor la dividende. Deci a rămas plata, poate fi făcută până la suma de 10.000 de lei prin caseria unității, dar
Restul se depășește prin, prin bancă. A rămas la fel 8% impozitul pe impozitul dividende. Impozitul a rămas la fel de 8%. Deci, la asta da. N-a umblat, nu s-a schimbat. Nu. Ce s-a schimbat este faptul că entitățile micro, deci cele care sunt considerate micro-întreprinderi și plătesc impozitul pe venitul de micro-întreprinderi până la 60.000 de euro și dacă nu se încadrează în acele excepții de la litera B din prevederea legală, adică am Horeca, am servicii medicale, așa din memorie câteva dintre ele, plătesc 1% impozitul pe veniturile realizate. Da? După depășirea plafonului... Obligația de a avea cel puțin un angajat. Cel puțin un angajat sau o persoană care să fie considerată ca și angajat. Adică, un contract de mandat exact la nivelul salariului minim pe economie. Da. Da? Ce depășește, dacă se depășește această cifră sau dacă se încadrează în acele coduri CAEN, atunci impozitul pe care îl datorează la veniturile realizate este de 3%. Deci începând cu 1 ianuarie. Nu o să amintesc aici de acel impozit suplimentar care se aplică pentru companiile care au cifre de afaceri peste 50 de milioane, pentru cele care desfășoară activități în energie și pentru entitățile bancare, care datorează 2% din veniturile calculate destul de lejer din punctul meu de vedere, dar mă rog, nu o să discutăm pentru că nu cred că este chiar o chestie foarte... Da, care să ne afecteze care pe să noi. Afecteze foarte... Ba, ne afectează pentru că, sigur, toate aceste impozite se vor regăsi în prețul produselor pe care le... Comisioane pe care le abonților. Exact, da. exact. Deci, sigur. Adică, așa, o chestie indirectă. Păi, indirectă, s-a încercat inclusiv acea, hai să nu-i spun, porcărie. Deci, automat, băncile, când legea 296 a venit și a stabilit că nu pot să decât încasări și de 1000 de lei, deci au majorat comisioanele, da? Deci, lucrurile sunt așa cum sunt. Ora, multe lucruri, bun, înțeleg că nu sunt bani, că trebuie bani. Dar sunt unele lucruri care, cum să zic eu, produc efecte unor poate nu așa pozitive, nu cum ar trebui, ci lovesc. Acum, cum să vă spun? Invers. Dar, eu vreau și mai zic un lucru. Practic, oarecum, prin eliminarea acestor facilități, sigur, sunt câteva persoane, destul de multe, care lucrează în aceste sectoare de activitate, care vor fi afectate de... Nu neapărat ele, pentru că piața fiind destul de volatilă și destul de cererea fiind mare de locuri de muncă, da? Sigur că angajatorii vor compensa aceste sume pe care ei trebuie să le plătească sub formă de impozite și taxe, că marea majoritate dintre ei au negociate salarii nete, nu salarii brute. Și atunci, sigur că presiunea va fi tot pe seama angajatorului. Dar în funcție de felul în care își vor gestiona, în funcție de felul în care își vor manageria afacerile, se va vedea. Se vor vedea efectele în perioada următoare, într-un fel sau altul. Da, oricum, povestea asta e, zic eu, gingașă, adică, până la urmă, apar dări, taxe, impozite, exact pe, să zic eu așa, animalul care dă lapte, nu? Da, pentru că, vedeți, iară, din nou, am eu problemă legată de profesionalismul celor care într-un fel gândesc aceste aspecte. Studiul de impact. Da? Deci care va fi efectul dacă a majorat aceste taxe? El nu cred că va fi foarte mare în bugetul de stat. Pentru că, din păcate, indiferent ce vom face și faptul că începând cu 1 ianuarie
intervine acea obligativitate ca toate tranzacțiile între entitățile economice din România să se desfășoare la vedere într-un fel, adică să se decontările, să se facă decontările, transferul dreptului de proprietate a produselor, serviciilor vândute să se facă prin factură electronică, prin sistemul ROE-Factura, nu cred că va scuti sau va diminua așa de mult partea de evaziune fiscală. Pentru că cei care fac evaziune fiscală la ora actuală vor face și atunci. Pentru că nu avem celelalte măsuri stabilite prin care să pot să verific dacă pot stopa într-un fel sau altul evaziunea fiscală. Nu știu dacă sunt prea multe ca să poți verifica. Acum, prea multe ar fi de competența celor care fac aceste verificări. Da? În momentul în care se va porni din nou la... Că acum discutăm și de returo și de SGR și de tot felul de minuni pe care le-am implementat ăsta, începând cu 30 noiembrie returo, da? Și la întrebările pe care mi le-am pus și care le-am pus și altor persoane, răspunsurile sunt foarte limitate, în sensul că aceste ambalaje, ce vor face? Vor circula cu sistem de TVA, fără sistem de TVA? Ce se întâmplă? Cum își amenajează? Cum își gestionează aceste ambalaje? Ce se întâmplă cu ele? Ba mai mult asta, ce se întâmplă? Că am înțeles că nu există în România instituție sau firmă care să aducă scopul final, să ajungă la scopul final, adică să producă alte obiecte din aceste... Păi acum, cum să vă spun, ăsta nu, scopul nu ăsta a fost în finalul, deci a fost de colectare, înțeles, exact, da. de cel legat de mediu. Problema care se pune este cealaltă, că în final tot cel care are cele mai multe obligații, adică cel care colectează va fi oarecum lovit, în sensul că sigur se plătesc niște comisioane care sunt, eu zic că sunt derizorii, dar nu despre comisioane discutăm, ci despre faptul că la ora actuală nu există aceste spații de depozitare care ar trebui să existe la toate magazinele. Nu există încă niciun fel de situații prin care practic aceste ambalaje să ajungă la SGR, la aceste entități, la RoCollect, cei care colectează. Chiar dacă s-au încheiat contracte, gândiți-vă că eu la sat am 5 magazine, da? Într-un sat, da? El colectează, el este obligat să colecteze toate aceste ambalaje. Unde le va depozita? Cum? Cum va justifica? În ce condiții? Și, da. Cum va justifica? Bine, în condiții sunt saci, îi pun da. Acolo un saci, dar va trebui să nu deterioreze etichetele, să nu deterioreze ambalajele, să fie golite perfect, pentru că în momentul în care se va face recepția lor, dacă în sticlă a mai rămas o picătură de apă, greutatea ambalajului va fi mai mare decât cea care este stabilită, da? Și va fi refuzată. Și cine? Cel care a achiziționat ambalajul respectiv... Rămâne cu ea pe cap. Nu rămâne cu ea pe cap, că ei o preiau. Dar nu o plătesc. Nu o plătesc, da. Da? Deci va da 50 de bani oricum, da? Zicem că 50 de bani nu este o sumă. Ori. Dar da. În momentul în care lucrurile... Deci sunt... Într-adevăr, solicitarea care a fost pusă ca să se mai amâne aplicarea acestei legi, zic eu că era destul de întemeiată, dar nu... Păi au mai amânat-o. Nu, exact, pentru că degeaba, dacă eu nu constitui niște... Un sistem. Este în lege prevăzut că pot OAT-urile și cu agenții economici să constituie aceste entități care să facă colectarea
acestora. Dar în momentul în care eu ca și comerciant fac acest contract cu AT-ul respectiv, va trebui tot să avem, deci ce fac? Mă duc cu sticla la nu știu care loc unde trebuie să predau sticla respectivă. Acolo sunt 50 de oameni, stau la coadă, ajung acolo, bag sticla, zice, nu-i suficient, pentru că sigur cei care vor face aceste contracte vor merge pe acele sisteme electronice. Îmi dă înapoi sticla, că nu-i bună, pentru că n-am scurs-o destul, o mai bag o dată, zice că s-a șifonat ambalajul și ceilalți stau la coadă. Păi nu cred că se va rezolva acest aspect. Foarte clar, da. Plus da. Că, da, pierdere de timp în anumite situații. În final, eu care am dat 50 de bani pe sticla respectivă, o să mă duc cu ea și o să o arunc și zic, lasă-mă în pace cu 50 de bani ai tăi, da? Bun, acum, cred că de aici, ca să, după aia trecem la da. Dar prima grijă trebuie să fie a celui care duce sticla, adică să o ducă în condițiile cerute. De acord. Și cel care, și al doilea, cel care o acceptă. Exact. Deci exact. Aici e secretul. Exact. Da, exact. De aici încolo, da. Doamne, da, de doamne. Da, de cum doamne, da, da. Problema și cum gestionez sticlele respective, ce fac, ce documente întocmesc, cum întocmesc. Bine, acum, sigur că noi am, în cadrul întâlnirii noastre profesionale, am discutat cu colegii și o să mai discutăm despre aceste aspecte și modalitatea în care să le facem cât de cât operabile. Plus, în cât timp recuperează banii. Aia e separat. Cu semnul, adică e o nebuloasă. Da. Deci vom, despre restul vom discuta. Da, 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 vom discuta când doar. Vom discuta. Deci, da. Deci înțeleg că, în general, cam măsurile anunțate, luate, așa o să fie cu efecte negative, în mare parte. Acum, efecte negative pentru cei care adică plătesc în plus. O să se adune da. Ceva la buget, dar nu da. Cât ar trebui. Exact, pentru da. Că v-am spus, adică fără, nefiind făcut un studiu de impact, exact cum am mai povestit cu gapul ăla de TVA, adică cu golul ăla de TVA care practic nu este modelat în, pe o oarecare structură care să-mi dea exact situația respectivă. Fac niște cercetări, îl pun pe ChatGPT să facă niște calcule fără să-i dau totuși o bază de date modelată pentru a putea stabili niște rezultate. ChatGPT l-am prins. Cu o întrebare referitoare la muzică și mă rog, m-aș putea exprima, dar nu vreau că nu-i civilizat, dar nu s-a descurcat. N-are cum să se descurce. De exemplu, să știe colegii mei foarte clar că, în afară de faptul că ChatGPT poate să ne ușureze munca, unde? La colectarea, la înregistrarea în contabilitate a documentelor, adică la cele operațiuni repetitive. Raționamentul profesional nu îl poate face ChatGPT, pentru că raționamentul profesional deja depinde de felul minții fiecăruia dintre noi, de modul în care tratăm problemele, de modul în care ele vor fi prezentate și cu atâtea modificări și cu reglementări din toate părțile, nu numai din punct de vedere fiscal, pentru că acestea sunt unele modificări. Hai să zic că alea sunt exacte. Exacte, dar da. Sunt celelalte legate de modificările și de modul de prezentare în situațiile financiare și de prezentare în fața clienților, plus a furnizorilor. De concepția administratorului care sigur vede că, da. Deci, lucrurile într-un fel, da, ia hotărâri. Da. Deci hotărârile pe care le ia administratorul de management sunt diferite, pentru că știți destul de clar, da? Avem evaluarea la ieșire a stocurilor, cele trei cele mai folosite, da? FIFO, cost mediu ponderat și standard, da? Deci astea sunt, în momentul în care aplic unul dintre metode, da, voi avea diferențe destul de semnificative. FIFO înseamnă primul intrat, primul ieșit. Costul mediu ponderat, o medie a produselor, a mărfurilor a produselor intrate,
pe care le evaluezi la ieșire și standard cu o descărcare în funcție de un indice. Așa cum, de exemplu, la ora actuală, descărcarea de gestiune la vânzarea mărfurilor cu amănuntul, în anumite luni poate să dea cu minus, pentru că în luna respectivă, adaosul pe care l-am aplicat la mărfurile pe care le-am primit în luna respectivă este mai mic decât media din lunile corect anterioare. Și da, atunci îmi dă cu minus. Da? De aceea, ChatGPT, ok, ne va ajuta, la fel ca și factura electronică. Bun, s-a mai discutat foarte mult și s-au încercat anumite măsuri, dar se pare că unele s-au retras regleze un sistem ca să se mai diminueze evaziunea, că de eradicat nici nu se pune problema. Da, deci factura electronică este una dintre metodele prin care se poate diminua. Bun, și povestea care au încercat-o cu banii cash, ca să lucrezi numai până la o anumită valoare mică și restul prin bancă, adică un fel de control al valorilor. La fel este la ora actuală stabilită prin legea 129, legea care prevede măsurile luate pentru spălarea banilor. Sunt niște măsuri luate și sunt sancțiuni destul de dure. Asta nu împiedică ca persoanele care sunt pentru activități de genul acesta să se oprească. Dau un exemplu care se potrivește. Adică se potrivește ca idee, dar nu cu produsul. Da, da. Întâmplarea cu domnul Kerekes, da? Da. E un exemplu care, sigur, nu putem să-l comparăm cu un produs care, țigară sau nu știu ce, care intră pe graniță. Da, e ca idee. Sunt o grămadă de metode prin care și în continuare munca la gri nu va dispărea. Da? Asta înseamnă tot evaziune fiscală, munca la gri. Pentru că în loc să plătesc impozite și taxe, da, îi dau salariatului o parte din suma pe care am negociat-o cu el, fără să plătesc pentru ele impozite și taxe, da? Contribuții. Da. Deci, și aceasta este tot o formă de evaziune fiscală. Sigur că la ora actuală, făcându-se tot mai multe controle, se depistează aceste aspecte. Și începând cu 1 ianuarie, așa cum v-am spus, se introduce factura electronică. Da, vine cu o altă întrebare apropo de evaziune. De ce cei care sunt judecați și au o sentință, da, în urma unor praude de milioane de euro, intră, mă rog, undeva într-o zonă neplăcută, dar banii nu-i vede nimeni. Chestia asta nu numai eu, dar foarte multă lume nu înțelege de ce se acceptă povestea asta. Bun, asta poate și politică un pic. Am înțeles. Bine. Ca și cum mai e, mă vorbesc retoric, pun întrebări retoric. Datoriile istorice de la 11.000, am înțeles că în jur de 1.000 de firme cu capital de stat care au datorii istorice și care nu le plătesc. Bine, mersi. Și care nu le plătesc. Despre ce vorbim? Deci, eu zic că gapul ăla de TVA trebuie să țină cont de datorile istorice ale societăților cu capital de stat. Da. Și aceste societăți, sigur că ar trebui să se țină cont de, adică să se facă un studiu de oportunitate, le închid și plătesc ajutoare de șomaj pentru salariați până când le rezolv problema, sau le las în continuare și produc în continuare pagube care sunt mult mai mari decât aceste ajutoare de șomaj care ar trebui să le plătesc, da? Sigur că discuția poate să vină și din partea cealaltă, referitoare la faptul, de exemplu, sunt acele industrii care trebuie susținute, da? Că, de exemplu, nu poți să închizi dintr-o dată o
termocentrală sau știu eu ce, pentru că ea trebuie să fie sau mină, da? Trebuie să fie dezafectată, trebuie să fac aia, să fac cealaltă. Sau nu pot la, așa cum au făcut polonezii, ei nu s-au închis, și nu numai ei, nu s-au închis toate minele și au mers în continuare pe producerea energiei pe cărbune. Exact, da? Ieri am avut o emisiune cu domnul profesor, doctorul universitar Baida, da? Pe tema, exact ideea asta, apropo de ce închidem, dar nu punem în loc sau nu pregătim momentul în care închidem ceva. Adică momentul în care închidem ceva trebuie să existe variantă, nu? Exact. Logic așa. Exact. Deci este o chestie de macroeconomie. Sigur că acolo ar trebui să existe și persoane care să se priceapă, să știe ce vor să facă. Și iară din nou vin la acea marotă pe care am avut-o noi și n-am mai putut să scăpăm de ea, planurile cincinale, da? Dar nu se poate să fac ceva să nu am totuși un plan pe termen Corect. Lung. Deci nu am cum să fac ceva, deci o investiție care durează 4-5 ani de zile, trebuie să știu ce fac cu ea. Ce etape și așa mai departe. Da. Pentru că nu pot... Acum, anul ăsta am bugetul... Anul ăsta se va aproba bugetul de stat, da? Stăm în decembrie, încă... Se va aproba, pentru că, da, deja aproape toate reglementări legale care trebuie să stea la baza aprobării bugetului măsurabile, de stat sunt făcute, nu? Da. Sunt făcute. Dar, întomim bugetul de stat. Păi eu am deja... anumite proiecte pe care eu le-am derulate. Dacă mă opresc prin bugetul de stat pentru că n-am suficiente fonduri și încep altele, da? Da, asta s-a întâmplat. Da, se întâmplă. De obicei la schimbări. Da, se întâmplă. Da. Da? Se întâmplă. Deci atunci n-am realizat absolut nimica pentru că nu am o idee despre ceea ce vreau, fără să fac apologia nimănui. Deci eu, mie îmi place de Grindeanu. Și-a asumat niște riscuri, zic eu, chiar și politice și economice, destul de mari. A dat drumul la autostrada spre Cluj, deși practic erau probleme pe ea, da? Bine, dar în final și pe podul de da, la... Da, dar în final s-au rezolvat și noi am stat ani de zile cu bucata aia de drum și stăteam în coloană ore în șir pentru că exista riscul. Riscul oricum a fost, da? Deci el a zis, nu, îi dăm drumul și mergem circulația, mă rog, a limitat niște lucruri, da? Și mai sunt încă câteva chestii care, iară din nou, de aceea vă spun, deci îmi place de oameni care totuși își asumă. Un om curajos, da? Da, își asumă. Sigur că riscurile erau destul de mari. Dar îți asum pentru că nu poți să mergi mai departe tot, nu fac asta, nu fac cealaltă, că dacă, deci acea boală a noastră, domină, deci boala aia noastră cu drobul de sare, da, cream că a prezentat-o fuga foarte... Fuga de responsabilitate. Exact. Da. Păi iau drobul de sare, le iau de acolo și, sau iau copilul sau știu eu ce fac și mă duc mai departe, nu stau și mă uit la el dacă pică. Și mă plâng. Da. Deci astea sunt lucrurile de care ar trebui să se țină cont. Da, acum să trecem la e-factura, că așa, minte n-aș ne gătăm, de final aproape. Da. Minte n-aș vorba Ardeleanului, ajungem către final. E-factura, asta în ideea în care până acum, da? Da, până acum e-factura era obligatorie să fie întocmită și circula între persoanele juridice și entitățile publice, adică acel B2G, business către guvern. Și, sigur, pentru anumite produse cu risc fiscal ridicat, reglementate prin Ordinul 12 din 2022. Acum, începând cu 1 ianuarie 2024, toate produsele, toate serviciile, toate tranzacțiile ce vor avea loc în cadrul economiei românești, va trebui să transferul dreptului de proprietate asupra lor va trebui să fie făcut prin e-factură. Adică prin acea factură electronică care
E înregistrată undeva, nu? Care, automat, în momentul în care am emis factura electronică, am termen 5 zile de la data emiterii sau încarc în sistem. Deci am termen 5 zile, lucrătoare, ca să, 5 zile ca să o încarc în sistem. Nu știu, lucrătoare sau că nu mai rețin. Da. Așa? Să o încarc în sistem, prin, în sistemul e-factura. Nu sunt obligată să fiu înregistrată în registrul o e-factură, ca să pot să încarc aceasta. Singura obligație este să am acel cont pe SPV și să am semnătură electronică ca să pot să transmit factura electronică. Acum, ce se întâmplă? Până în data de 31 martie nu vor fi sancțiuni pentru această factură electronică. Între 30 și între 1 aprilie și 30 iunie sunt sancțiuni, dar deci toate vor fi obligatorii să se facă, sancțiunile nu sunt așa de mari. Dar începând cu data de 1 iulie s-a modificat inclusiv articolul 319 din codul fiscal, în care mă obligă ca documentul pe care eu îl utilizez în tranzacții să fie factura electronică, adică acel fișier XML pe care mi-l transmite sistemul din sistemul virtual din SPV cu sigilul Ministerului de Finanțe. Numai așa voi putea să deduc TVA-ul. În situația în care nu am această factură electronică, nu voi putea deduce TVA-ul. Ca și amendă. Nu ca și nedeductibilitate, pentru că îmi dă o dată amendă că n-am depus la nivelul TVA-ului datorat și nu voi putea nici să deduc TVA-ul. Deci aspectul este destul de urât în această situație. Și sigur că aceste transferuri vor fi destul de grele și sunt în sarcina agentului economic. Să ne înțelegem clar. Contabilul sau expertul sau cel care vă ține contabilitatea nu are obligația să întocmească facturile fiscale. Această factură electronică. Ele sunt documente pe care eu le înregistrez în contabilitate. Nu le întocmesc. Și cine le face? Dacă eu ca și economist, ca și deci fiecare entitate trebuie să aibă organizată această modalitate de emitere și de transmitere a facturii electronice. Sigur că pot să o fac, dar în afara contractului și în afara și trebuie să-mi aloc persoane care trebuie să facă această operațiune. Da, și care are o responsabilitate. Exact. Acea persoană, sigur că are responsabilitate. Acum, problema cea mai... 3 minute, da. Problema cea mai dificilă va fi pentru cei care nu încarcă. De exemplu, mă duc și iau de la Dragonul Roșu marfă și el nu încarcă. Ce fac? Pentru că nu va da dreptul la deducerea TVA-ului. Păi, în momentul în care m-am dus la Dragonul Roșu, e clar că am intenția să nu încarc nicio. Păi, da, dar nu pot să deduc TVA-ul. Și atunci lucrurile sunt... Păi, poate nu, nici mă interesează să deduc. Da, dacă nu mă interesează să deduc, este ok. Adică dar... lucrul la negru tot. Cam, dacă mergi la Dragonul Roșu, păi, cam asta e. Eu acum zic că nu. Deci persoanele respective nu neapărat. Atunci va trebui să emită o autofactură în termen de 15 zile de la încheierea perioadei care trebuie la luna respectivă. Da. Și va putea, va putea totuși atunci să intre în legalitate din punctul ăsta de vedere. Pe lângă factura electronică, mai trebuie cumva, mai este nevoie ca firma cu care fac tranzacția să primească și o factură fizică? Eu i-am sfătuit pe colegii mei și pe cei care ne ascultă, i-am sfătuit că în momentul în care marfa pleacă din depozit, ea trebuie să plece cu un document. Și ca să, cel puțin în prima perioadă,
Documentul poate fi aviz de expediție sau factura pe care, în PDF-ul pe care să-l emit. Și atunci, da, de obicei, am această... când emiți asta, factura electronică, ai posibilitatea să și emit factura normală și ea o transform în XML și ceea ce înseamnă factura electronică. Da? Cu toate și că atunci, aplicațiile au... Nu, așa, deci trebuie să o introduc prima dată cu toate datele și așa. Și atunci, îi dau factura normală pentru transport și eu zic că cei care, clienții, să solicite furnizorilor să li se dea această factură, pentru că pe avizul de expediție s-ar putea ca prețurile să nu fie corecte, s-ar putea să fie și să se trezească că în momentul în care primesc factura electronică, prețurile să fie diferite. Și atunci, ca să se evite aceste neconcordanțe, ar fi util ca mărfurile să circule în continuare sau serviciile să circule în continuare cu factura în format PDF, care ulterior să fie transmis și transformat în XML și transmis pe sistemul virtual. Întrebare și dacă se poate un răspuns scurt. Asta, într-un fel, modul ăsta de, nou, da, de funcționare, ajută, benefic pentru lucrători, pentru cei care sunt în sistem sau încurcă? Este o obligație în plus. Obligație, clar. Pentru contribuabil. Ca și operativitate. Deci ca și operativitate la fel. Deci este o utilizare de forțe suplimentare. Ca și la factura, ca și la SGR, dacă la returul, da? Corect. Deci, practic, va trebui să angajeze o persoană sau să persoana care s-a ocupat până acum de facturi să știe să le transmită și în SPV. Și atunci, sigur că, în afară de faptul că emite factura normală, va trebui să lucreze și pe partea cealaltă. Sigur, sunt acele API-uri, că nu intrăm acum pe structura și modalitatea în care ele sunt aplicabile și, sigur, se ocupă. Deci, un timp în plus utilizat, da? Dacă au o inteligență artificială care să le facă automat aceste servicii, tot îi costă. Da. Îi costă, deci achiziția inteligenței artificiale. Am înțeles, da. Curentul sau ce-o fi, da. Mă rog, trebuie să închidem, că a trecut timpul. Mulțumesc tare, tare mult. Vom continua, să zic așa, serialul nostru, mi se pare, cel puțin mie, de mare ajutor. Vă doresc sănătate multă și sărbători, felicitări. Mulțumesc la toată lumea. Moș Nicolae Darnic, de seară faceți-vă ghetuțele, poate primiți ceva. Și Moș Crăciun să ajute Dumnezeu să, ca angajatorii să poată să acorde măcar cei 300 de lei cadouri copiilor care sunt toți cu minți. Moș Crăciun trebuie să vină cu e-factura. Sfântul Vasile vine cu e-factura. Da? Da, de la 1 ianuarie. Am înțeles, da. Corect, da. Pentru speția mea a fost ediția de astăzi a emisiunii noastre. Vă mulțumesc mult dacă ne-ați urmărit și vă doresc o dupămasă frumoasă în continuare. La revedere! La revedere!